frate și surori, doamnelor și domnilor, vom conclude cu câteva gânduri legate de acest cel mai mare eveniment, nu de sub ceruri, ci din cosmos. Pentru că dacă ar fi numai de sub ceruri, însemnează că nu includem cetatea lui Dumnezeu și nu includem cosmosul în sine și evenimentul este nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Două evenimente mari fac posibilă mântuirea noastră, nașterea Lui și moartea și învierea Lui. De deci, aceea Sfântul Apostol Pavel spune, dacă n am înviat Hristos, am crezut degeaba, dar El a și înviat din morți. Am să vă citesc un cuvânt pe care l-am mai auzit dimineață și din care am să vă spun trei lucruri legate de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Isaia, capitolul 9, versetul 1 la 7. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necas. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea, neamurilor. Vrea să spună profetul că Iisus se va naște în Betleemul din Iuda, dar va trăi în Galileea, în Nord. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii, și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Cât jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui cel asupra le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Să subliniază aceasta pentru că vom reveni asupra ei. Căci orice încălțăminte purtată în la luptei și orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. De ce? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Este un cuvânt extraordinar, o profeție rostită cu aproximativ 750 de ani înainte ca Mântuitorul Iisus Hristos să se nască. Și aș vrea să notați împreună cu mine trei lucruri din această profeție legate de nașterea Mântuitorului Isus Hristos primul lucru pe care Isaia îl are în vedere este ca să prezinte Potrivă în persoana lui Isus Hristos atât umanitatea lui cât și divinitatea lui. Deci atât umanitatea lui cât și divinitatea lui. Și aceasta în introducerea pe care o face în versetul 6. Căci un copil ni s-a născut. Este omul Isus Hristos. Copiii se nasc, oamenii se nasc. Deci cel ce se naște este, este 100% om. El n-a fost parțial om, parțial Dumnezeu, un demi, demigad, semizeu. El a fost om și a fost Dumnezeu. Copiii se nasc, oamenii se nasc. Apoi spune, un fiu ni s-a dat. Aceasta este partea divină a lui Isus Hristos. Pentru că este simplu. Notați dumneavoastră acest aspect. Ca să ți se dea ceva, trebuie să existe înainte să ți se dea. De aceea, un fiu ni s-a dat. El a existat înainte să ni se dea. Pentru că el este egal cu Tatăl Ceresc, egal cu Duhul Sfânt. Înainte ca să ni se dea nouă, ca om, el exista deja ca Dumnezeu. Pentru că aduceți-vă aminte ce spune Sfântul Apostol Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul. Deci fiți atenți la citirea pasajului. Pentru că la început au fost cerul și pământ, cosmosul, planetele, constelațiile, galaxiile. Asta a fost la început. Dar Apostolul Ioan vrea să spună următorul lucru. Accentul este pe verb. La început era cuvântul. De ce? Pentru că El le-a făcut lucrurile de la început, cerurile și pământul. Uitați-vă în Ioan 1 cu trei Tot ce a fost făcut a fost făcut prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Mai departe spune Ioan. Și Cuvântul era cu Dumnezeu. Deci erau doi cuvântul era cu Dumnezeu și apoi accentul este pe conjuncție. Și cuvântul era Dumnezeu, deci nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Deci, Iisus Hristos în formă de cuvânt a existat din cu Tatăl și de aceea a putut să ni se dea. Este ca și când uh, vom spune noi la sfârșitul serviciului divin, nimeni din cei ce aveți copii aici până în clasa a șasea inclusiv, nu plecați acasă până nu vă opriți în cortea, din curtea, din mijloc a acestei proprietăți și acolo toți copiii până la clasa a șasea vor primi un cadou din partea bisericii Emanuel. Ei, ca să le dăm cadou, trebuie să-l cumpărăm înainte. Așa este? Că nu facem așa la clipeala ochiului. Când Isaia spune că un copil ni s-a născut, spune cel ce se naște este om, 100%. Un fiu ni s-a dat ca să ni se dea, trebuia să existe înainte să se nască. De aceea el este Divin, glorie lui. Al doilea lucru pe care Isaia îl spune despre Mântuitorul Isus Hristos este ceva uimitor, și anume, ca și primul la adevăr, copilul care se naște este deja părinte. Ați auzit? Copilul care se naște este deja părinte. Îl vor numi Părinte al Eternității. Încă n-am mai auzit de un copil care să se nască și deja să fie părinte. Copiii, când se nasc, sunt tot copii. Dar acest copil este diferit. Pentru că El este Părintele Veșnicilor, adică Creatorul Creației. Autorul Creației. El deja făcuse cerurile și pământul, luna și soarele, stelele, constelațiile, galaxiile. El deja ne-a făcut pe noi. Pentru că, dacă vă uitați împreună cu mine, în Cuvântul Domnului, la ultima carte. A Bibliei, care este Apocalipsa. Auziți cum îl prezintă Apostolul Ioan, de uimitor în această, din această perspectivă. Ioan, Apocalipsa 5 cu 5. Dacă puneți și pe ecran, pentru că este bine poporul Domnului să se edifice citind Ioan 5 cu 5. Apocalipsa 5 cu 5. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea. Da? Remarcați această expresie adevărată despre Isus spune rădăcina lui David. Dar în Biblie cum citim noi despre Isus Hristos? El este ce? El este fiul lui David. Nu este el fiul lui David? Ba da. Dar puneți înapoi, ce este aici? Rădăcina ține pomul. Nu pomul ține rădăcina. Observați că el este autorul lui David? Observați că el este tatăl lui David? Dar în același timp el este șefiul lui David. Glorie Domnului! El toate lucrurile le face de minune, adică minunate. Așa spune Marco 7, cu 37 toate le face minunate. Pentru că acest copil care se naște, Iisus Hristos, este deja părinte. Este părintele veșnicilor și este părintele părinților din care se va naște. Este părintele lui David, este părintele Mariei și este părintele lui Iosif care descind din David, după cum vom vedea, dacă ajută Domnul, marți seara în ajunul anului, cărciunului. Și apoi, cel de-al treilea adevăr, care a frământat mult mintea mea, din Isaia, a frământat mult mintea mea pentru că nu îi găseam locul până când Domnul nu m-a luminat să înțeleg despre ce este vorba și noi înțelegem că cel ce ne luminează este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă cum le-am spus să subliniați în versetul 4, că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui cel asupra le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Expresia aceasta a lui Isaia, ca în ziua lui Madian, referitoare, pusă alături de nașterea Mântuitorului Isus Hristos, pentru mine n-a făcut sens în scriptură, până când Domnul m-a luminat. Și uitați, Isaia, când rostește acest cuvânt, are în vedere o realitate existentă la nașterea lui Isus Hristos și o profeție care se va împlini la a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Realitatea este aceasta. Madian, Madian a fost un trib arab, un trib ismaelit sau arab care l-a apăsat pe Israel timp de șapte ani, până când a venit Gedeon și cu 300 de oameni a nimicit pe Madian, a bătut pe Madian și au ieșit de sub robie. că este un trib arab, pentru cei ce nu sunt edificați asupra acestui fapt, rezultă din, citiți în istorie, în istorie spune lucrul acesta, dar în Biblie, în Biblie uitați-vă la judecători, capitolul 8, versetul 26. Îl puneți pe ecran. Aici este o expresie interesantă care vorbește despre arabismul acestui trib și despre practica lor, păgânismul lor încorporat apoi în islamismul de astăzi. Și greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur, deci prada de război luată de la Madian. Afară de, citiți asta cu voce tare, afară de? De lunișoare. Lunișoare. Care este emblema islamismului oriunde? Care este? Lunișoara, semiluna, semiluna. Pentru că ismaeliții se închinau la lună. Luna era unul din Dumnezeii ismaeliților și luna a fost încorporată în islamism, de aceea pe orice moscheie și pe steagurile lor, pe emblemele lor, vedeți lunișoara, semi-luna. Deci este o închinare păgână islamismul, pentru că a încorporat elemente păgâne cu elemente din Biblie, să scuzați expresia, de prost gust, adică de prostă educație, pentru că au fost puse atât de nepotrivit la oaltă, încât Maria, mama lui Isus, în Coran, este sora lui Moise. Deci e sora lui Moise. Maria care a născut pe Isus după Coran, este sora lui Moise pentru că nici atâta cultură nu au avut să citească în Biblie și să vadă de ce scrie Biblia dacă au vrut să ia elemente din Biblie. Și tot așa au rămas și astăzi. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului vrea să spună așa, când Iisus Hristos s-a născut, Israel era dominat de Madian. Cine era împărat în Israel? Cine era? Irod. Ce origine avea el? Edomit, Edomiții sunt neam arab, neam ismaelit, neam madianit. Dar profetul Isaia mai spune ceva, mai spune ceva. Când va veni a doua oară Domnul nostru Isus Hristos, omenirea va arăta la fel. Cei ce vor avea mâna întinsă împotriva lui Israel și a poporului Domnului vor fi elemente madianite islamismul arab. Pentru că uitați-vă cu mine în, vers, în, în psalmul 83, nu astea cunoașteți profețiile acum, este un psalm ce urmează să se împlinească în generația aceasta, un război arabo-israelian în care o coaliție arabă se ridică împotriva lui Israel cu două scopuri precise. Versetul 4 din Psalmul 83, veniți, zic ei, coaliția aceasta arabă, să-i din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Deci acesta este unul din planuri, să-l arunce în mare, așa cum vor uh, iranienii, și apoi versetul 12, al doilea lucru pe care îl vor această coaliție arabă, că zic ei să pune mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dorința lor cea mai mare este să creeze un stat palestinian și să aibă capitala la Ierusalim. Locuințele Domnului se referă la templul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales pe pământ un singur loc unde să locuiască, muntele Moria sau muntele templului, unde astăzi sunt două moschee islamice. Deci care este scopul? Să transforme Ierusalimul într-o capitală islamică. Dar uitați ce spune în cuvântul lui Dumnezeu versetul 9 din acela psalm 83, partea 1. Ia uitați-vă ce limbaj folosește. fă ca lui... Dar de ce ca lui Madian? Pentru că sunt madianiți. Sunt neamurile lor. Când Iisus Hristos a născut, Madian era la putere, Irod, Edomiții. Când Iisus Hristos vine a doua oară, așa cum spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul, capitolul 1, nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Istoria se repetă și de data aceasta istoria se va repeta uh, într-o manieră uh, mare, uh, și de aceea profetul Isaia spune: Le-ai sfărmat ca în ziua lui Madian și lucrul acesta se va întâmpla după cuvântul Domnului. Uh, vă citesc un singur verset și dacă vreți detalii mai multe, veniți la perspectivă profetică. La 1 ianuarie, dacă trăim, suntem sănătoși. Ieremia 12 cu 14, și apoi ne rugăm Domnului, punem și acest cuvânt. Deci, când spune făleca lui Madian, ia uitați ce se va întâmpla. Domnul se va mânia până la urmă pe această uh, religie uh, islamică, uh, antisemită și anticreștină. Așa vorbește Domnul despre toți vecinii mei cei buni, răi, care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. Nu știu ce au zis, haide să-i aruncăm în mare. Iată, îi voi smulge din țara lor și voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor. Ce a vorbit Domnul se va împlini. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, la această sărbătoare glorioasă a nașterii Mântuitorului, țineți minte, Iisus este om ca noi, dar a trăit fără de păcat. El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum spune crezul creștin Nicenian. Copilul acesta, spre deosebire de oricare alt copil de sub soare, când s-a născut, era deja părinte. Că măcar că este fiul lui David, el e rădăcina lui David. El este originea lui David. Și când se naște acest copil, lumea arată așa. Este dominată, cel puțin în jurul lui Israel, de Madian, de E domiți de Irod, care vrea să ia viața copilului. Iisus Hristos este pe punctul să vină a doua oară și vine în această generație, pentru că observați ce spune cuvântul Domnului, sunt mânios pe vecinii mei cei răi. De deci aceea, în psalmul 83, cu versetul 9, spune, făle ca lui Madian. Dumnezeu să aibă mire de fiecare suflet, ca să-L descopere pe Iisus ca mântuitor, și atunci nimeni nu va avea parte de mânia lui Dumnezeu, ci numai parte de răscumpărarea lui Dumnezeu. De aceea, sincer, mă rog, pentru toată lumea arabă, pentru toată lumea islamică, să-și vină în fire și să cunoască că Isus nu-i vrăjmașul lor, nici biserica, nici Israel. Isus este mântuitorul lumii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. L-a dat, pentru că exista. Pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amén.